Consiliul Județean Dâmbovița informează participanții la trafic despre lucrările care se desfășoară în perioada 13-18 iunie pe arterele rutiere din județ. Conform graficului prestabilit, se desfășoară lucrări de întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe drumurile județene 710A Miculești, Valea Lungă, Moreni, DJ712B Vulcana Băii, Lăculețe, DJ718A Aninoasa, Mănăstirea Dealu. Lucrări de modernizare se fac pe DJ711E, Bilciurești, Ibrianu, Cornești, DJ101A, Niculești, limita județului Ilfov, DJ701, Corbi Mari, DN61, limita județului Teleorman, modernizare de străzi în satele Iazu, Cojasca și Fântânele din comuna Cojasca, modernizare de drumuri locale în comuna Brănești, modernizarea unei porțiuni din strada Pompe Canton în lungime de 1,5 km, sat Mătăsaru, comuna Mătăsaru, reabilitare pod pe drumul comunal 156, kilometrul 505, peste râul Colentina, la Vizurești. Asfaltare drumuri locale în comuna Crângurile, modernizare de străzi în comuna Vulcana Pandele, asfaltare de drumuri locale în comuna Moroieni, strada Glava, asfaltare de drumuri locale în comuna Pucheni, asfaltare de drumuri locale în comuna Vlădeni, Dâmbovița, modernizare de drumuri de interes local pe o lungime de 2,98 km în comuna Gura Ogniței, îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ711A, sectoarele Săbiești, Colacu și Ghergani, Lungulețu, modernizare de drumuri comunale în comuna Iedera, modernizare de drumuri locale în comuna Pietroșița, punere în siguranță DJ710A, Diaconești, Vârfuri, Valea Lungă, modernizare DJ714, Glod, Sanatoriul Moroieni, Peștera, Sector Dichiu, Bolboci, Peștera. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu viteză redusă și cu atenție sporită. Informații suplimentare privind situația sectoarelor de drum incluse în programul de lucrări se pot obține de la Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală Infrastructură Locală, telefon 0245 207 625, de luni până vineri, în intervalul orar 8-16.